Sunt creștinismul și yoga compatibile? Care sunt diferențele dintre cele două căi spirituale? În această serie ne propunem să răspundem la cele mai frecvente întrebări legate de Biblie, folosind aceeași măsură cu care măsura și Isus. Stă scris, obișnuia el să spună celor care deveneau prea inventivi în ceea ce privește învățătura. În acest video încercăm să aflăm, folosind același etalon Biblia, de ce yoga și creștinismul sunt incompatibile. Apropo, scrie-ne în comentarii părerea ta în acest sens. În ultimele decenii, din plictiseală, din dorința de nou, dar mai ales din cauza eșecului creștinismului tradițional de a aduce un Dumnezeu viu către oameni, tot mai mulți creștini caută răspunsuri în religiile orientale. Iar yoga este cea care se pare că a reușit să penetreze cel mai bine spațiul creștin, în special cel occidental. Este nou, este cool, este permisiv cu defectele mele. Nu-mi cere decât o schimbare de suprafață, prin schimbări tangibile, realizabile. Iar soluția, eroul, sunt tot eu. În plus, are o componentă practică ce l-a făcut ușor de asimilat. Yoga ca și sport. Sălile de sport, parcurile, plajele s-au umplut de oameni care fac exerciții de yoga. Însă lucrurile nu se opresc aici, ci urmează exerciții de respirație și meditație, pentru că yoga nu este un sport, este o religie. Iar occidentalul și mai ales românul, chiar dacă a devenit secular, este foarte reticent în a-și părăsi religia strămoșească. Așa că noii guru occidentali, apăruți ca ciupercile după ploaie, au venit cu soluția New Age, adică o tocăniță de orientalism cu ceva condimente creștine ca să păcălească gustul creștinilor care țin doar la forme. Dar este creștinismul măcar puțin compatibil cu yoga și religiile orientale? În primul rând, creștinismul și orientalismul definesc punctul central al religiei, adică pe Dumnezeu, în mod fundamental diferit. În timp ce în religiile orientale Dumnezeu este o energie impersonală la care încerci să te conectezi pentru a ți-o însuși și exploata, în creștinism Dumnezeu este o persoană distinctă de tine, față de care ai o relație de dragoste în supunere. Apoi, în creștinism, destinația finală este o afirmare plenară a personalității renăscute, pe noul pământ plin de viață, cum zice Biblia. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodând 12 feluri de rod, dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. În schimb, în yoga, destinația finală este nirvana, starea de absorbire și de dezintegrare a individualității și a personalității, starea de neființă, adică echivalentul biblic al morții. Oare nu este ciudat ca un om să ajungă să-și dorească ca destinație finală moartea, neființa? În al treilea rând, yoga și religiile orientale promovează ideea reîncarnării, oferind șanse la nesfârșit celor nevrednici de nirvana, în timp ce Biblia vorbește despre o singură șansă pe care nu ai voie să o ratezi. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Dacă într-adevăr există o singură șansă, viața aceasta, oare nu ar fi periculos să ne culcăm pe ureche crezând că avem la dispoziție oricât de multe vieți? În plus, în creștinism, binele și răul moral sunt absolute și disjuncte, neputând fi niciun amestec între bine și rău. În schimb, în yoga, binele și răul sunt complementare, interconectate și chiar independente, după modelul yin-yang. În al cincelea rând, în yoga, disciplina spirituală a conectării cu divinitatea este meditația, în timp ce în creștinism este rugăciunea. Chiar dacă din exterior par la fel, ele sunt fundamental diferite. În timp ce în meditație încerci să-ți zgolești mintea de gânduri și să comunici cu Dumnezeul din tine, în rugăciune încerci să-ți umpli mintea de gânduri care vin de la Dumnezeu, care este o entitate separată și care îți vorbește în mod personal. În al șaselea rând, orientalismul stă pe legea karmei, care este o absolutizare grosieră și negativă a legii cauzei și efectului în domeniul moral. Sufletul care greșește regresează prin reîncarnare în forme inferioare de viață, porc, șobolan, furnică, etc. Dar oare cum ar putea o furnică să ia deciziile morale corecte ca să intre din nou pe spirala ascendentă a reîncarnării într-o formă superioară de viață? În schimb, în creștinism, pentru cel care greșește, legea cauzei și a efectului, legea talionului, este întreruptă de un principiu al iubirii divine care se numește har și pe care omul îl accesează prin credință. Biblia vorbește de un Dumnezeu care este îndurător și milostiv, îndelung, răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Așadar, în yoga, criteriul care mă recomandă este bunătatea mea, emanciparea mea din lumea aparențelor. Iar în creștinism, criteriul este bunătatea lui Dumnezeu. Și acestea sunt doar câteva dintre diferențele fundamentale. Dacă nu vrei să-ți scoți mintea și să o agăți în cui, nu ai cum să amesteci două filozofii religioase atât de diametral opuse. Yoga și creștinismul pur și simplu nu au aproape nimic în comun, iar încercarea de a le mesteca în New Age este o fraudă grosolană. Citește Biblia cu ochii tăi și nu lăsa ca niște guru autointitulați să arunce confuzie peste mintea ta. Dacă vrei să afli ce zice Biblia despre horoscop, ți-am pus un video aici. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat. Pe curând!